care participă un număr de 17 consilieri, în total de 19 consilieri. La ședință participă domnul vicepremier al municipiului și domnul Petre Bărel, șef de administrație publică locală. Înainte de a începe lucrările, supun la vot procesul verbal de ședința anterioară. Cine este pentru? Vă mulțumesc, Corda. Abține. Vă mulțumesc. Deci cu 17 voturi pentru, procesul verbal de ședința anterioară a fost aprobat. Având în vedere prevederile legii administrației publice numărul 215/2001, și propunerea domnului inginer Alincea Constantin, care în poziția numărul 518/2018, a convocat o ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov și permite să vă prezint ordinea de zi, care deja o cunoașteți prin acea modificare care a fost. Nu s-a adăugat nimic. Nu s-a adăugat încă trei retragerea punctului 11 din ordinea de zi. Inițiatorul retrage punctul numărul 11, la suprafața de minier cu Băliceam, 2200 de metri pătrați. Motivul inițiatorul așa la decizie, inițiatorul era retras. Nu-i, rezultatul evaluării nu era destul de concret. Spui dumneavoastră, iar mai cerere reevaluare până al introduce doarnea de zi. La punctul ăsta. Și completările le-ați primit teme. Conform articolului 4.5, se supune la vot ordinea de zi și modificările intervenite. Cine este pentru? Cine? Împotrivă? Da. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a completa primul proiect în ordine. Privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Iași, reducerea creditului investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2018. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al unității administrative teritoriale a municipiului Iași pentru anul 2018, care însumează la partea de venituri 55.568,26 lei și la partea de cheltuieli 58.469,41 lei. Așa cum este structurat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local de la iar la venituri pe capitole și subcapitole al municipiului ajut pentru anul 2018, care însumează 28.469,46 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 18.436,51 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 10.032,95 lei, așa cum este structurat în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe al municipiului ajut pentru anul 2018, care însumează 29.807,41 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 18.436,51 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 11.370,90 lei, așa cum este structurat în anexa numărul 3 la prezenta hotărârii. Articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului pentru anul 2018 în sumă de 11.370,90 lei, așa cum este prevăzut în anexa numărul 4 la prezenta hotărârii. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice de grupe de investiții și surse de finanțare pentru propuneri buget 2018 și estimări buget 2019-2021, așa cum este prevăzut în anexa numărul 5 la prezenta hotărâre. Articolul 6. Anexele numărul 1, 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul municipiului Iași, precum și serviciile din aparatul de specialitate al primarului, va ajunge la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 8. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor interesate, instituției prefectului pentru controlul legalității de către serviciul administrației publice locale. La cuvântul domnului Catana pentru a prezenta la Comisia pentru Autorități Economico-Financiare de Finanțe s-a adunat în ședință data de 27 iunie și a dat 5 voturi pentru proiectul de hotărâre prezentat în asociația. Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect. Da, să mă refer puțin la lista asta de lucrări, ca special la
Colegiul Tehnic Gheorghe Balș. Și mă uit aici cu proiecte tehnice și detalii de execuție. Deci proiectul tehnic și detalii de execuție costă 33.000 de lei. Și pe urmă apare studiul de fezabilitate, audit energetic și expertiză tehnică obiectiv, 110.000 de lei. Sunt două chestii diferite. Primul se referă la proiectul tehnic pentru ISU. Da. Și ce este expertiză și Dali, este pentru AXA, pentru POR, pentru fonduri europene, asta care l-am adus noi. Am înțeles. Și mai apare câteva chestii pe aici, tot la Gheorghe Balș. Audit energetic pentru obiectivul reabilitare, modernizare, extindere și da, asta este. Da. Deci, ați cere? 32.000. Păi, au audit. Deci s-au făcut la în principiu. S-au făcut un, deci, pentru autorizarea ISU, prima aia. După aia, s-au luat toate clădirile. Din aia pentru proiectul cu prioritate, ca și campus. Sunt pe care campusul este. Mai multe clădiri. Deci, cel care s-a făcut pentru ISU e una, pentru... Și acolo, și așa, avem aviz de proiecte astea energetic, după aia, inclusiv SFR. Păi mai văd, la documentație, avizare lucrări de intervenții, 4.000 de lei. Da, dar scrie obiectivul, pentru obiectiv. Și prin asta se diferențiază, că se precizează obiectivul. Da. ISU e pe PNDD, asta la alt e pe fonduri europene, pe POR. Reabilitare. Am mulțumit domnul consilier. De răspuns sau nu? De răspunsul continuu, nu punctul de parte. Altcineva? Dar dacă nu mai sunt discuții, spune-mi la vot proiectul. Așa, în forma care a fost prezentat de domnul primar. Cine este pentru? Abțineri? Da. Cu un număr de 18 voturi. Avem și domnul Sărbun de Din. Hotărârea numărul 21 din 28 iunie 2018. Am cuvântul pentru proiectul de hotărâre. Hotărârea la proiect de hotărâre privind la aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 pentru finanțarea intervențiilor de funcționare. Articolul se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2017 în sumă de 797.360.018 lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare. Articolul 2. Prezenta hotărâre se va publica și comunica potrivit dispozițiilor legale. Articolul 2. Primarul municipiului ajut, precum serviciul de specialitate al aparatului propriu al primarului, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. Domnul consilier Tatană, în comisie, aveți favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, partisan. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Un număr de 18 voturi pentru. Proiectul devine hotărârea numărul 82. Punctul 3 din ordine de zi, ai cuvântul domnul. Hotărâre privind aprobarea de mandării cheltuielor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. Articolul 1. Se aprobă decontarea sumei de 3.216 lei pentru școala gimnazială din Ela Armigeri, prezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, aferență lunilor aprilie și mai 2018 și a unor diferențe corespunzătoare lunilor februarie 2018 și martie 2018. Articolul 2. Se aprobă decontarea sumei de 2.427 lei pentru școala gimnazială Mareșal Alexandru Averescu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor de acces și a personalului didactic auxiliar, aferentă lunii aprilie și mai 2018. Articolul 3. Se aprobă decontarea sumei de 3.446 lei pentru Colegiul Național Emil Bota, reprezentând cheltuielile pentru naveta cadrelor de acces și a personalului didactic auxiliar, aferentă lunii mai 2018. Articolul 4. Se aprobă decontarea sumei de 3.903 lei pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Balș, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor de acces și a personalului didactic auxiliar aferent lunii mai 2018. Articolul 5. Primarul municipiului ajut, precum serviciul de specialitate în aparatul de specializare al primarului,
duce la îndeplinire prezenta hotărâre care va publica și comunica conform dispozițiilor legale. Avizul pe comisie comună aici, domnul consilier. Da, 5 voturi pe. Și domnul Trăghici. 5 voturi pe. Discuții dacă sunt pe mare acest proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul așa în forma care a fost ales. Cine este pentru? Deci, 18 voturi pentru. Proiectul devine hotărârea și numărul 83. Are cuvântul pentru proiectul numărul 4, domnul Cristian. Hotărâre privind aprobarea planului urbanistițional, atragere teren din cadran pentru construire locuințe și funcțiuni complementare, dar la 122.649, inițiator Matei Nicolae și Matei Dorina. Articolul 1 se aprobă planul urbanistițional, atragere teren din cadran pentru construire locuințe și funcțiuni complementare, dar la 122.649, inițiator Matei Nicolae și Matei Dorina. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentul de arhitectură, autorizare și urbanism și comunicate celor interesați de secretarul municipiului adjunct. Avizul pe comisie, domnul Dejan. Comisia avizează favorabil cu 5 voturi pentru proiectul de hotărâre. Discuții dacă se întrebați în acest proiect, în forma care a fost prezentat. Domnul consilier Trăghici. Aș avea o întrebare și în același timp o propunere. Pentru acest proiect de hotărâri vreau să vă întreb legătură cu partea de utilități, cum se rezolvă. Propunerea ar fi proprietarul sau proprietarii de terenuri să rezolve această problemă, dar fiind faptul că bugetul municipiului este redus total. Dacă este cineva în sală privind acest proiect, să ne dea explicații pe utilități. Aceeași explicație mai merge din încă o dată, este și pentru la 5. Proiectul următor. Proiectul următor, e aceeași speță. N-am nimic cu chestia asta, de este foarte ok, dar nu știu dacă putem asigura din bugetul local partea de utilități. Da, apoi o suprafață privată. E o suprafață privată unde nu e implicat bugetul local cu utilități. Spuneți dacă domnul proiectant. Eu sunt proiectant de documentație. Deci o parte din suprafața de terapie este deja inutilizată, atrasă din public. 16.000 de metri pătrați este inutilizat. Se urmărește atragerea inutilizat pentru funcțiunea de care ați pomenit. Care e problema? Nu, nu, problema nu e aici. Domnul consilier a întrebat problema utilităților pentru construcții de mijloace. În sarcina beneficiarului. În sarcina beneficiarului, asta vreau să spune. Deci o parte din terenul ăsta a fost vândut către o companie care construiește stații de carburant. A fost să se face din teren 2. Și este comun și pentru domnul Matei și pentru stația de carburant. Este cu sens unic. Intrare, ieșire, tot. Da, asta am văzut. Nu are să mai purtăm discuții asupra. Deci singura utilitate. Da, singura rugăminte. Electrice, se pensa că la domnului Matei, care a rămas proprietar acolo, dânsul face bordurile la drum și balastare. Dânsul o se comandă după aprobarea acuzului. Un studiu de soluție la electrică, pentru că pe teren sunt două linii aeriene de 20 de kV care traversează cam ciudat terenul și atunci nu se poate lotiza. În urma studiului de soluție se produce un post de transformare pe amplasament, unde este deja o intersecție dintre cele două linii și acolo oricum o să facă spațiu verde, pentru că nu se poate construi apa este pur acord din deratorii. Din rețeaua cu furnici. Iar cu canalizarea o să fie o problemă în ce sens. Lungimea este foarte mare. Canalizarea funcționează numai gravitațional. Mă rog, asta e sau frustrații pompale, undeva. Asta e soluția, o să vă dă din gura. Asta e un colector pe amplasamentul, este zona spațiului verde și acolo o pompă specială se împinge. Da. Apare
Mulțumim frumos. Alte probleme nu sunt. Dar bine, răspunsul. Deci, să înțelegeți, utilitățile sunt în sarcina beneficiarului, deci nu implică bugetul cu Consiliul Local pentru viitoarele clădiri ce vor fi acolo. Deci, și construcții vor fi creditate, da, da, dar e aici Vinsca, în documentare. În documentare, da. Eu vorbesc, dacă în proiect e Vinsca, să vină sarcina beneficiarului. Sau e hotărârea pe care o vorbim acum? Nu, în documentație, unul la mână. Noi nu putem face investiții de niciun fel pe domeniul privat. Deci noi nu preluăm nicio suprafață teren în domeniul public ca să putem purta discuții de investiții viitoare. În cazul ăsta nu mai trebuie la rezultatul. Păi nu, e bine de știut că pentru viitor. Nu, e bine de știut pentru viitor, dar că domnul consilier are dreptate. Ședința locală nu trezea cu o preluare de drum sau cu ceva pentru utilități. Să știm din stat ca să nu purtăm discuții de viitoare îngreuna bugetul local. Acum avem discuții de mare mai despre proiect. Numai să trecem la urmă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, contra. Deci, 18 voturi pentru. Proiectul devine hotărârea numărul 84. Dau cuvântul domnului Cristian pentru a prezenta proiectul. Hotărârea 5. Hotărârea privind aprobarea planului urbanistic-zonal atrage terenul în Cardizan pentru construirea spații comerciale, depozitare și servicii, municipiul Ajuta la 73/1, parcelă 482, inițiator SCE Dosanici SRL. Articolul 1. Se aprobă planul urbanistic zonal atragere terenului din Cravilan pentru construire spații comerciale, depozitare și servicii, municipiul Ajuta la 73/1, parcelă 482, inițiator SCE Dosanici SRL. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentul arhitectură, autorizare și urbanism și comunicate celor interesați de secretarul municipiului Ajut. Domnul consilier deja nu a fost pe comisie. Comisia vizează favorabil la proiectul de hotărâri de 5 voturi. Discuții dacă sunt mai pentru proiect. Dacă nu sunt, supun la vot. În număr de 18 voturi pentru proiectul de hotărâre numărul 85. Proiectul de hotărâre privind completarea listei de inventar a bunurilor ce fac parte din domeniul public al municipiului Ajut. Articolul 1. Se aprobă completarea listei de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ajut conform anexei numărul 1 care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se interzice primarul municipiului Ajut, cea mai de specialitate din subordinea primarului municipiului Ajut. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului de educație pentru exercitarea controlului de legalitate și tuturor persoanelor interesate de către servicii administrației în domeniul public și privat, cadastru, fonduri de activ, monitorizare, utilități publice și instituții publice subordonate. Domnul consilier deja. Comisia a avizat favorabil. Da, mulțumesc. Discuții primare în acest proiect și dacă sunt. Dacă nu se supune la rog, cine este pentru? Mulțumesc, abține. Contra. Un număr de 18 voturi pentru. Proiectul de devine hotărârea numărul 85-86. Hotărâri privind aprobarea completării listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Ajut. Articolul 1. Se întrușește inventarul bunurilor, adică unul prezent al hotărârii ce completează lista de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Ajut. Articolul 2. Serviciul administrare, patrimoniul public și privat, cadastru, fond locativ, monitorizare, utilități publice și instituții publice subordonate va asigura republicarea listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Ajut. Articolul 3. Se destinează primarul municipiului Ajut ca prin aparte specialitate să asigure acela îndeplinire a prezentei hotărâri. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica cu persoanele interesate și publicații imobiliare și când este cerut în patrimoniul public și privat, cadastru, fond locativ, monitorizare, utilități publice și instituții publice subordonate, instituții prefectului. Discuții pe marginea acestui proiect sunt. Dacă nu sunt, discutăm la următoarea conformă inițială. Cine este pentru? Mă mulțumesc. Abține contra. Un număr de 18 voturi. Proiectul de minutele 97.8. Domnul
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza hotărârii Consiliului Local numărul 4/28/2006 privind aprobarea atribuirii folosință gratuită pe durata existenței construcției a locului numărul 6, suprat de municipiul ajuns, zona pasaj de masă ce la cartea sa, strada Buncărului, doamnei Lucură Crămioara. Articolul 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de peste 10 metri pătrați, poziția numărul 6, atribuită în baza hotărârii Consiliului Local numărul 4/28/2006 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe durata existenței construcției a locului numărul 6, spate în municipiul ajuns, zona pasaj pe zona 10 la încarte, strada Buncărului, doamnei Lucură Crămioara. Terenul suprafață de 10 metri pătrați devine în proprietatea privată a municipiului ajuns. Articolul 2. Terenul suprafață de 10 metri pătrați își păstrează destinația inițială stabilită prin hotărârea Consiliului Local numărul 141/25/2006. Articolul 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către serviciul administrației domeniului public și privat. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către serviciul administrației domeniului public și privat, doamnei Lucră Crămioara, și de către serviciul administrației publică locală, instituției prefectului Vrancea, pentru controlul legalității. Aici avem un aviz comun de comisie, de unde la comisia. Comisia vizează favorabil de vădurile de vădurile. Mulțumesc și domnul Sanciun. 5 domnul de vădurile. Discuțiile mari în acestui proiect, dacă sunt. Da, nu știu, da. Deci voi știu, da. Da. Dacă nu sunt discuții, spune la orice proiect, un tema care este. Cine este pentru? Deci, cu numărul de 18 voturi, proiectul de hotărâre numărul 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației terenului disponibil din domeniul privat al UAT, propuse a fi atribuite conform legii numărul 15/2003, având destinația de atribuire în folosință gratuită tinerilor cu vârsta de 18-35 de ani și persoanelor defavorizate social. Articolul 1. Se aprobă situația terenului disponibil din domeniul privat al UAT, în suprafață de 15.151 metri pătrați, având destinația de atribuire în folosință gratuită tinerilor cu vârsta de 18-35 de ani, conform legii 15/2003 și asupra cei de 2.126 metri pătrați, destinația atribuirii persoanelor defavorizate social, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se desemnează primarul municipiului ca aparat de specialitate să asigure aducerea în deținerea prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați și instituției prefectului Vrancea pentru controlul legalității de către servicii administrației publică locală. Avizul pe comisie, domnul consilier, da? Comisia avizează favorabil cu 5 voturi. Da, mulțumesc. Discuția care se întrebare de nostru proiect. Dacă nu spus, spuneam la voi. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu număr de 18 voturi pentru, proiectul devine hotărârea 89. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 301 metri pătrați a teren construcției situate la Abjuz, strada Traian Buia, numărul 14, tarla 73, parcel 479/1, aparținând domeniului privat al municipiului Abjuz. Se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică a terenului în suprafață de 301 metri pătrați a teren construcției situate la Abjuz, strada Traian Buia, numărul 14, dar la 73, parcel 479/1, aparținând domeniului privat al municipiului Abjuz, conform anexei numărul 1, care face parte integrant din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață 301 metri pătrați a terenului construcției situate la Abjuz, strada Traian Buia, numărul 14, dar la 73, parcel 479/1, aparținând domeniului privat al municipiului Abjuz, pe care este specificată o construcție cu destinația de locuință, conform instanței de cadre funcțională numărul 52.205. Proprietarul construcției are un drept de preemțiune asupra terenului în procedura de vânzare, motivat de dispoziția articolului 123 alineatul 3 din legea administrației publică locală numărul 215/2001, de publicitate cu modificări și completări ulterioare, pe care trebuie să îl exercite în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii Consiliului Local conform articolului 123 alineatul 4 din lege. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului este cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un expert membru evaluator ANEVAR, având o valoare totală de 6.622 euro, respectiv 22 euro pe metru pătrat, sumă ce va fi achitată în regulă cu 1 euro pe nere din ziua plății. Articolul 4.
Contractul de vânzare în cumpărare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxe la TVA. De urmând ar fi suportate de cumpărător. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face la data încheierii contractului de vânzare în cumpărare. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare în cumpărare. Ne împuternicește primarul municipiului pentru semnarea acțiunilor de transfer al dreptului de proprietate. Articolul 5. Procedura de licitație publică va demara în maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar efectuarea contractului de vânzare cumpărare va avea loc în maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de adjudecare. Articolul 6. În cazul în care solicitantul nu se exprimă drept de previziune la cumpărarea terenului în terenul stabilit, vânzarea terenului va avea loc în condițiile prevăzute de la linia 1 și 2, articolul 203 din legea administrativă publică locală numărul 215/2001, reputat cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7. Prezentul terenului face obiectul celor de reprocedare conform legii numărul 10/2001 și legilor fondului funciar. Articolul 8. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător vânzarea terenului în suprafață de 31 metri pătrați, aferent construcției situate în ajuns, stradă Traian Buia numărul 14, tarla 73 a celor 479/1, aparținând domeniului privat al municipiului Ajuns. Articolul 9. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județul Vrancea și tuturor persoanelor interesate de către Serviciul Administrației Domeniului Public și Privat, Cadastru, Conlocativ, Monitorizare Utilități Publice și Instituții Publice Subordonate al Primarului Municipiului Ajuns. Avizul pe comisie, domnule. Comisia avizează favorabil cu 5 voturi. Discuții, dacă sunt demarat în acest proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține. Contra. Proiectul devine 18 voturi pentru, devine hotărârea numărul 90. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate pentru procedura de licitație în public la suprafețe de teren de 451 metri pătrați, având adevărat de folosită teren adaptul spate municipiul Ajuns, județul Vrancea, tabla 120 parcelă, 625 aparținând domeniul privat al municipiului Ajuns. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini pentru vânzarea prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 451 metri pătrați, având categorie de folosință teren arabil, aparținând domeniului privat al municipiului Ajuns, Vrancea, la 120 parcelă 725, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 2, ce fac parte integrante prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 451 metri pătrați, având categorie de folosință teren arabil, suprafață municipiului Ajuns, Vrancea, iar guvernul cea numit, la 120 parcelă 725, aproximativ, în domeniul privat al municipiului Ajuns, înscris în cartea funciară a municipiului Ajuns la numărul 56.892. Articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului suprafață de 451 metri pătrați, de la care pornește licitația, este de 11 euro per metru pătrat, adică 4.161 euro, calculat de raportul PNR din ziua plății, așa rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat al EVAR și a fost însușit și aprobat de către Consiliul Local al municipiului Ajuns. Valoarea totală minimă de la care pornește licitația este de 4.161 euro, iar prețul de adjudecare va fi calculat în lei la costul PNR din ziua plății. Articolul 4. Procedura de licitație publică va demara în maxim 45 zile de la aprobarea hotărârii, iar efectuarea contractului de vânzare cumpărare va avea loc în maxim 30 zile de la semnarea procesului verbal de adjudecare. Cumpărătorul va achita prețul terenului adjudecat, conform prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 59/2704/2007, privind modificările hotărârii Consiliului Local numărul 86/2005/2015, privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile, terenuri și construcții aparținând domeniului privat al municipiului Ajuns, toate obligațiile și procesul. Se vor concretiza în contract de vânzare cumpărare. Se interzice primarul municipiului Ajuns pentru semnarea actelor de transfer al dreptului de proprietate. Articolul 5. Prezentul teren face obiectul celor de reprocedare conform legii numărul 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-2 decembrie 1999, republicată cu modificări și completări ulterioare și legilor fondului funciar. Articolul 6. În evidențiile patrimoniale privind al municipiului Ajuns se vor opera corespunzător vânzarea prin procedură de licitație publicată, era un privat de 451 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Ajuns, la 120 parcelă 625, situată în municipiul Ajuns, zona străzii din Jâncu Vârceanu, județul Vrancea. Articolul 7. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prefectului județul Vrancea prin grijă a serviciului administrației publică locală și va fi dusă la întreținere de către
serviciul administrare domeniului public și privat, cadastru monografic, contractarii utilită funcție și instituții publice subordonate. Comisia realizează favorabil cu 5 voturi. La discuții pe marginea acestui proiect de hotărâri. Dacă nu sunt, spunem la proiectul de hotărâri formalizare, este pe care vă mulțumesc cu numărul 18 voturi pentru, termină hotărârea numărul 91. Mulțumesc pe zi pe ordine de zi, proiect de hotărâre. Prezint aprobarea indicatorilor tehnice economice pentru instalații iluminate public, parc, strada, constructorul român și prea Franța. Se aprobă indicatorii tehnice economice pentru instalații iluminate public, parc, strada, constructorul român și prea Sfântului Franța. Valoarea totală a investiției 31.894.016 lei, inclusiv TVA, din care construcții plus montaj 28.941.000 lei, inclusiv TVA. Indicatori, realizarea lucrării de instalații în acordul parc strada constructurilor, conform de instalații în vigoare. Toți aici în ațeată în care obiectivul de investiție este bugetul local, articolul 2. Primarul municipiului Alșuș, prin compartimentul din cadrul bazei de specialitate a primarului, va asigura toți în antepunire a acestor prezente hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului municipiului Alșuș, în termen ferit de lege, primarul municipiului Alșuș, prevede bugetul Franța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet cu cerul lui Alșuș, în Europa, precum și prin alte legi de publicitate locală. Domnul consilier Cadamu, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă sunt, dacă nu, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pe rămân? Abține? Contra? Numărul 18 voturi. Proiectul de hotărâre devine hotărârea numărul 92. Atât trebuie să trec. Da. Ok. Proiect de hotărâre de modificări hotărârii Consiliului Local 56.604.2018, articolul 1, privind aprobarea indicatorului tehnic bun pentru reparații, instalații electrice, interioare și priză de pământ pentru clădire stadionului municipiului de Franța. Se modifică articolul 1, modelul Consiliului Local 56.206.04.2018, privind aprobarea indicatorului tehnic bun pentru reparații, instalații electrice, interioare și priză de pământ pentru clădire stadionului municipiului Alpluș și va avea următoare condiții. Conținut. Se aprobă indicatorul tehnic economic pentru reparații instalații interioare și priză de pământ pentru clădire stadionului municipiului Alpluș. A ajut județul Franța, astfel, valoarea totală a investiției 18.012.83 lei, inclusiv TVA, din care construcții cu montaj 18.012.83 lei, inclusiv TVA. Indicatori. Realizarea instalației pentru securitatea la incendiu și înlocuirea tablouului electric conform legislației în vigoare, suprafața totală a obiectului este de 552 metri pătrați. Sursa de finanțare pentru realizarea obiectului investiției este în bugetul local, articolul 2, primarul municipiului prin un compartiment din cadrul aparatului și specialitatea primarului. În vom asigura aducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri, articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică prin semnul secretarului municipiului Alpluș, în termenul prevăzut de lege, primarul municipiului Alpluș, prin și se aduce la publicarea de pagina de internet cu dreptul de acolo, precum și prin alte gestiuni de publicitate locală. Domnul Catalan, avizul de poziție. Mulțumesc. Discuții pe mai multe acest proiect. Supunem la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Abține? Contra? Mulțumesc. Cu numărul de 18 voturi, proiectul devine hotărârea 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice comune pentru obiectivul reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul de zi colegiul tehnic de echipare din municipiul de Franța. Se aprobă indicatorul tehnic pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții colegiului tehnic Gheorghe Bauș din Muscăriu și de Dugrancea, astfel, valoarea totală a investiției 8.577.285.88 lei, fără TVA, cu TVA
10.896.012.61 lei. Din care construcții montaj 5.274.128.45 lei, cu TVA 6.276.78.6 lei. Grada de realizare a lucrărilor de construcții montaj 24 de luni. Indicator capacitate, de 599 de beneficiari ai spațiilor de educație tehnologică, o unitate de învățământ cel tehnic și profesional realizată și dotată. Articolul 2. Se aprobă decontarea tehnică economică a investiției propuse, a fi realizată prin proiect, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției anexa 1 pentru obiectivul de investiții inițiat, reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructurii educaționale pentru învățământ profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții, colegii tehnici de echipare în municipiul Arduns de Dubrancea, conform deviziilor în comisie de sence a VAM Grup SRL București, anexa 1 și 2, sunt parte integrată a prezente hotărâri. Articolul 3. Prima municipiul prin compartimentul din cadrul aproape de specialitatea primarului, va asigura ducerea în reținerea în decotărea articolul 4. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului Ministrului Ajut în termenul trebuit de lege, primarul Ministrului Ajut și prefectul de Dubrancea și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet www.ajut.ro, precum și prin alte mijloace de publicitate locală. Domnul Catarna Paura, vă mulțumesc. Discuție pe marginea acestui proiect. E o problemă. Vreau să mă refer pentru raportul de specialitate. Pentru că a avut o lipsă de-a mea, că nu am comentat pe internet, dar aș vrea să știu cum se traduce această frază. Modernizare, extindere și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea de tot parcursul vieții. Cine învață în parcursul vieții? Să înveți în parcursul vieții, dar nu? Se referă la acest colegiu. Cine trebuie să învețe pe tot parcursul vieții, în afară de elegi care îi dă fiți, cine mai trebuie să mai înveți? Și personal auxiliar sau cine? Și voi și cine? Da, da. Cine aprobă? Deci, și cine aprobă, da. Deci, vreau explicație de la doamna Bărbunță Violeta. Știu că asta este din finanțare de fonduri externe. Da, așa, exact, așa este și... Da, așa este titlul, că dacă vă uitați prioritățile și 10.1, 10.2, astea toate sunt, se referă la parcursul. Noi vrem să facem un proiect mult mai amplu, dar deocamdată fondul alocat acestei este foarte mic și atunci ne-am rezumat la o etapă. Deci este gândită să se facă și o extindere unde se vor fi antrenați cei care termină în vederea realizării sau mai bine zis în eventualitatea dorinței de a deschide o afacere, deci vis-a-vis de ideea pe parcursul vieții. Deci să fie îndrumați, să conștientizeze ce înseamnă să-și deschidă o afacere și să... Deci, dar asta pe viitor. V-am zis, deocamdată fondurile nu sunt decât pentru partea asta. Deci prima fază durează 2 ani, nu? Ce s-a prezentat în... Da. Se merge pe... Realizare în 30 de luni. Nu, 2 ani. Aici este 2 ani, 24 de luni. Execuție... Execuție de lucrări este 24 de luni. Da. La durata e 30 de luni. Deci urmează și dotări... 24 ce vin 30 și de luni. Și beneficiarii care trebuie să răs, aproape 600 de lei. Dar se urmărește în etapele viitoare să îi și instruim după ce termină liceul și vis-a-vis de profilele pe care le... și ce oportunități sunt în perioada respectivă pentru profilele care le-au terminat. Deci în cazul ăsta noi trebuie să comemorăm pe învățați, învățați, învățați.
V-am mai spus și da, nu e legat neapărat. De e o coincidență. E o coincidență. Am mai auzit asta, cum învățați, dar am mai auzit între ele. Asta e, eu am citat Diverse ați avut trimis pe mail acea informare către Consiliul Local Municipal Jud, de către Colegiul Național de Vota Jud, pentru o vorba fiind acel, acei tipi din Hamba, cele din Hamba. N-a vrut să vă citesc, în cazul vă la Matera și Vico a studiat-o. Spuneți, vă rog frumos, eu știu fiecare cu ce părere și ce puncte de vedere. Comisia Economică pentru bugetul de anul ăsta, noi ne-am interesat, nu avem finanțare pentru deocamdată anul ăsta, dar să o luăm în calcul, măcar pentru exercițiile bugetare viitoare. Și eu zic că e bine să înființeze în funcție de să ori găsi ceva bani până la urmă. Dar de care vin? Important e să înființăm. E lăudabil în ceea ce vă spun. Da, domnul Drăghici, am și o întrebare foarte. Este ok să avem sport în ajut. Este foarte important, de fapt, să avem sport în ajut. Aș vrea și o întrebare cu domnul, domnul director aici în sală, dacă nu poate răspunde în suflet. Referitor la această echipă, ce înseamnă ca bani această echipă pentru noi? Pentru Consiliul Local. Da. Aș vrea să încep cu o părere de rău, să spun că sunt total nemulțumit de poziția primăriei municipiului Alciuș și a Consiliului Local referitoare la desfințarea clubului sportiv școlar Alciuș. S-au făcut demersuri în acest sens, s-au făcut zeci de demersuri ca acest club sportiv școlar din Alciuș să nu dispară. Din păcate, Primăria Municipiului Alciuș și Consiliul Local Alciuș nu au luat nicio măsură să se opună acestui lucru abuziv. Să nu uităm că activitatea de handbal din Alciuș, într-un clasament neoficial, sunt 5 medalii, suntem pe locul 13-14 în România din peste 130 de cluburi. Dacă vrem să comparăm cu celelalte sporturi din municipiul Alciuș, putem să facem o comparație corectă. Atletismul nu se află în primele 60 de cluburi din România. Deci nu putem compara merele cu perle. Deci părerea mea este că dacă o localitate ca Alciuș nu poate să susțină o activitate sportivă, nu știu ce să spun, un oraș ca Cisnădie, care are aceeași populație ca și Alciuș, să nu uităm că are echipă în Liga Națională pe locul 3. Un oraș puțin mai mare decât Alciuș, Blaju, a jucat a fost vicecampioană Europei mai mare decât rezultatul la volei, mai mare decât rezultatul CSM-ului București în handbalul european. Deci dorința mea este să reînființăm, există club sportiv municipal în Alciuș, înființat în anul 2002, a activat 8 ani de zile în divizia A. Numai eu știu că i-a aportat denumirea de CSM Alciuș, dar Primăria Municipiului Alciuș prea puțin a susținut sau mai deloc. Numai eu am reușit să țin această echipă de divizia cu rezultate deosebite. Să nu uităm că din Alciuș sunt jucători care au plecat și au jucat la campionate mondiale. Sunt jucători care actualmente sunt președinți de club, arbitri de Liga Națională și așa mai departe, care fac cinste municipiului Alciuș. Cu regret trebuie să vă spun că sunt total surprins că noi nu dorim activitatea sportivă într-un oraș ca Alciuș. Ce se întâmplă, domnule viceprimar? Boală lungă, moarte sigură. Să nu uităm că anul acesta
Judo a participat într-un campionat, nu a participat. Nu s-a antrenat cu o echipă care trebuia să ia medalii. Nu vreau să intru în polemici. Vreau să vă spun că o echipă de junior trainici care avea șanse foarte mari să participe la turneul final, nici n-a fost înscrisă în campionat. Aici nu putem să nu activăm 2 ani de zile și după aceea vedem la anul, poate înființăm ceva. Nu știu, ar trebui să acordăm o mai mare atenție, deoarece legile care sunt în vigoare și vă pot spune și ordonanțele, aveți această obligație să sprijiniți în primul rând sportul școlar. Fără să deranjezi pe nimeni. Există în ajut o echipă de fotbal. O susținem pe aceea și nu susținem, deși legea spune altceva. Doar atât, rugămintea mea este fără să deranjezi pe nimeni. Dacă nu ne vreți, nu ne vreți. Spuneți-ne, asta este treaba. Ne orientăm spre alte localități, ne vom duce spre alte localități. Nu se poate ca un municipiu, dacă suntem municipiu, să nu susținem o activitate sportivă, școlară, prin care legea precizează acest lucru. Și vă dau orașe, ca Cernavodă, ca... Nu mai spun. Nu mai spun. Vă scuzați, spuneți-mi. Știți bugetare Cernavodă? Chiar săptămâna trecută am fost la un curs cu viceprimarul la Cernavodă. Știți bugetare? În urma celor două reactoare... Domnul viceprimar, eu am spus acum, dar spuneți-mi Cisnădie. Cisnădie care a cumplat și ca ajutor și are echipă. Domnul viceprimar, are echipă locul 3 în România. Despre ce vorbim? A plajă care e puțin mai mare, 20.000 de locuitori. Și noi nu putem să susținem o activitate sportivă școlară. Nu se poate, nu se poate. În schimb, dumneavoastră ați luat-o din start că nu se poate. Nu, nu, dumneavoastră, domnul viceprimar, dați-mi voie, că dacă tot m-ați întrebat, să vă răspund. Dumneavoastră mi-a spus că... Dumneavoastră mi-a spus că la mai... Nu știm unde ne aflăm. Ne aflăm într-o ședință de Consiliu Local, președinte să-și facă meseria, dați cuvântul, nu se discută în medică, invităm că... Desfășoară discursul respectiv. Deci, domnul director, nu are ceva ce nu, vă mulțumesc pentru... Din partea consilierul, dacă există opinie. Eu, cu o singură... Răspuns la întrebare, ca să știm ce prindem în buget local, domnul consilier vă întreba de o sumă. Asta tot, nu din istoricul handbalului... Vă mulțumesc, domnul consilier Drăghici a activat într-un fel în clubul sportiv școlar Focșan și cunoaște sumele de bani, deci întrebarea nu trebuia să fie adresată mie, dânsul știe foarte bine ce sume de bani trebuie. Vă mulțumesc! Nu vreau să nu știu câte echipe vreți să înscrieți. Degeaba spuneți că eu cunosc, că eu activez. Vreți una, două, trei, e total diferit. Dacă doriți o echipă de divizia A, dacă doriți o echipă de juniori, asta v-am întrebat de finanță. Nu ați întrebat acest lucru. Este vorba de o echipă de junior 2. Așa, păi și nu. Atât este foarte bine. Mulțumesc. Nu, nu, ați întrebat suma. Păi da, dar cât poate să costă o echipă de junior 2? Eu să știu că vreți numai una și nu vreți trei. Da, eu nu știu nici suma, de exemplu. Eu nu știu nici măcar ce ar trebui să vehiculeze. Ca și valoare. Dar o să mă interesez și atunci o să dăm și un răspuns exact. Dacă avem suma respectivă, salariul suma respectivă pentru la capitolul sport și pentru a nu face această activitate. Domnul viceprimar, totuși trebuie făcut ceva și sprijinare de tată și domnul director de la Chiar nu se poate și poate să aibă ceva sport să sprijine. Deci trebuie văzut niște surse, așa cum sunt atâtea pentru social, cum și pentru sport. Doamna consilier, de asta am întrebat valoarea. Dacă nu eram interesat, spuneam că nu avem și nu interesează și nu putem. De asta am întrebat valoarea. Tocmai pentru a ști să plecăm zonul de la, să avem un punct de plecare. Că nu, oricum, valoarea inițială nu va fi până la sfârșitul campionatului aceeași. Dar măcar să avem un punct de plecare. Să putem face un buget măcar orientativ. Da, eu o să vă rog, domnule director, să faceți un necesar și să ne prezinte sau predați la primăria, apoi să ne fie prezentat și nou. Cred că e cel mai corect și să știm și noi de unde plecăm. Și cu siguranță o să vă sprijinim. Am înțeles, vă mulțumesc pentru înțelegere. Eu vă rog. Eu apreciez speech-ul domnului director.
A vorbit un om care are hambar din sânge, dar vreau să știu dacă cu aceeași intonații, cu aceleași probleme, te-a ridicat și atunci la Focșani când s-a desfințat clubul sportiv. Noi, cei din Consiliu, pentru că am fost educați în aceeași oară cu primăria, dar reprezentăm primăria, este reprezentată prin Consiliu, noi când a fost vorba de desfințarea acestui club, noi am vrut să facem un memoriu către județ și către și s-a făcut și către minister pentru ca acest club să ființeze în continuare. Deci, din punctul nostru de vedere, noi am căutat și am luat inițiativa, dar dacă noi a fost stopat și n-a avut cine să ne susțină mai departe, dezvoltământul a fost fatal. Dar eu propun Consiliului și primăriei ca acest club să fie prioritar pe listă pentru finanțare, pentru că orașul, municipiul Arjun are nevoie de un sport școlar, un sport de grup, un sport care este de perspectivă. Și pentru aceasta sunt, cum spune și domnul consilier de acolo, din anumite rectificări, sponsorizăm să dăm ființare acestei echipe de handbal junior 2. Vă mulțumesc. Da, domnul Catalan. Deci câteva informații a luat împotriva desfințării clubului sportiv. A redactat și memorul, dar nu mai știu dacă au plecat. Sunt de acord să ființăm acest club sportiv, secție de handbal. Noi avem și clubul sportiv. Avem de fotbal, nu? Nu. Clubul sportiv municipal al Giuda are o singură secție, handbal. Înființată în anul 2002, există CIS, numai că CIS-ul nemai participând în competiție, s-a retras CIS-ul de apărația unui handbal. Da, și pentru ca această activitate să înceapă, în primul rând trebuie să avem buget. Dacă avem buget, pornim la treabă. Comisia pentru Activități Economico-Financiare, prima ședință, va analiza această cerere și interesăm și vedem exact, deoarece cheltuielile sunt cam aceleași la nivel de divizie activitate. De asemenea, comisia pentru activități sociale culturale, cea juridică, deci trei comisii care trebuie să-și folosească de vedere. Eu personal susțin acest club, a fost acolo. În acest club au primit prima de estimații de... Era pe atunci... Hamar era profesor Hobodat, care... Deci n-am cum să nu apreciez activitatea unui instituții de elită și a unui activități cartea urmanilor care a dus la jurul la nivel național, deci va fi recunoscut și apreciat. Mulțumesc! Da, am și eu de adăugat ceva aici, făcând parte din Consiliul de Administrație la Politica din Bota, aduc mesajul domnului director privind festivitatea de premiere a olimpicilor, a celor care nu țin toate foarte bune, în cadrul festiv, la nivel de municipiu. Nu numai că doresc, să rezume numai la colegiul Bota, ci să fie pentru toate școlile, pentru chiar și pentru bar, să fie într-un mod festiv, adică vreau să participe și publicul, să știe cine sunt acei colegi. Colegi, foarte corect. Și nu știu dacă sunteți de acord, dar eu aș fi de părere ca să organizeze un asemenea eveniment. Foarte corect. Ei, nici nu cabe discuție. Da. Școlile și colegii respective să organizeze, să anunțe, să informeze primăria când are loc, să ne aducă la cunoștință absolut toate amănunturile privind această festivitate. Țin cont de propunere și să facem un... am văzut toate școlile și oamenii licei din municipiul Jos, facem cumva o... Să fie votată. Da, domnul Dreghice, da, vreau să mai întreb ceva. Cred că am fost și înțeles greșit, sau poate m-am explicat foarte greșit. Eu susțin această idee. Nu sunt înțeles, da?
Păi bine, din discuția domnului director, se pare că am ceva împotrivă, nici pe departe. Voi susține cu două bune această propunere. Vreau să mai întreb ceva, dacă nu este permis. De ce CSM CNB? Nu înțeleg de ce. Adică care este ideea? Deci, fără rea intenție, nu vreau după aia să fiu luat, am ceva de putințe luate. De ce CNB? N-am nimic cu Colegiul Național în Mercota. Să mi se explice de ce. Dacă permiteți, să pot să cu mare drag. Dar asta este ca decizii respectiv. 100% copiii sunt în care nu este nu este. La un moment dat pot fi copii și de la alte școli. Păi și de la alte școli. Domnul viceprimar. Da. Eu așa înțeleg aici. Nu vă spun din municipal, Colegiul Național vot a ajut. Acum cu denumirea, să dea Dumnezeu să găsi, facem un buget, să găsim o să dăm un alt trimitare. Eu așteptam o răspuns. Este normal să venim într-un parteneriat, noi venim cu materia primă, dumneavoastră veniți cu finanțarea. E simplu. Peste tot se întâmplă lucrurile acestea. Dacă vă deranjează Colegiul Național Bota, putem să scoatem. Probabil în viitor nu o să mai fie Emil Bota, o să fie Emil... Ca să facem o glumă. Și ca să terminăm tot așa ca o glumă, dacă îmi permiteți, aș vrea să propun, știu că nu am dreptul, dar cu amabilitatea dumneavoastră, în memoria celui mai bun profesor de educație fizică din municipiul Adjud, Mărcuță George, mi se pare normal, am făcut demersuri N+1 către Consiliul Local și Primăria Adjud, ca prima sală din municipiul Adjud să poarte denumirea Mărcuță George. Este părintele tuturor profesorilor de educație fizică. El dânsul o personalitate extraordinară, antrenor de handbal, vicecampion național cu echipa de handbal, să nu uităm, mare antrenor la divizia C, cum a fost, regiunea Bacău, dânsul a făcut primele baze sportive, școala numărul 1 și cea de la Liceu Adjud. Și poate e o sală de sport, visul dumnealui a fost să se facă un bazin de not, nu s-a făcut, visul dumnealui a fost să facă o sală de sport, nu s-a făcut prima sală de sport care este la stadion, cred că așa văd eu normal, ca o normalitate să poarte denumirea Mărcuță George, pentru că și să fie invitată și soția dumnealui, un mare om de sport, un mare sufletist, un mare adjudean a fost. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții la punctul ăsta, să trec la următoarea informare a Clarinese. Avem din partea domnului profesor Ciortan Ioan, profesor de educație fizică și antrenor la secția de atletism, rog să binevoiți a ne aproba în limitele posibilităților o premieră sportivilor ce vor reprezenta România și implicit municipiul Adjud în campionatul european de atletism din 5-8 iulie 2018 din Ungaria, Gheorghe. Este pentru prima dată când doi sportivi ai Adjudului participă la un campionat european de juniori. Dar sunt reprezintă Adjudul? Nu, reprezintă Focșaniu. Focșaniu? Da. E păcat că sunt adjudeni. Eu am citit și am văzut și pe internet realizările de profesorului Ciortan. Toate meritele și pentru sportii, dar nu avem măcar nicio sigură cu care să amintească pe Adjud. Să vorbește între ei, de vreo zi adjudeam, sau eu sunt adjudeam. Asta nu știu dacă ne favorizează tot ceva. Ne favorizează să, dacă avem posibilitatea, eu acum cum rezumea asta, dar eu aș veni cu propunerea măcar 500 de lei, nu o sumă foarte mare, la secțiunea sport, să le dăm măcar că sunt adjudenți, sunt sportivi și au muncit ca să ajungă la un campionat european. Pentru Consiliul Local, nu știu dacă ar fi ceva, o sumă de 500 de lei pentru fiecare. Eu am vorbit la direcția economică, cred că avem posibilitatea de a dăm 500 de lei fiecare sportiv și inclusiv antrenorului. Și inclusiv antrenorului. Și antrenorului. Da, deci, cei trei, adică ar fi 1500 de lei. Da. Propunerea, dacă sunteți de acord, da. Încurajăm astfel să spunem ce vorbim. Mulțumesc frumos. Adică, măcar, eu știu, nu e
care să le acoperi cheltuielile dumneavoastră. Dar nu în brânci. Cumva, poate îi stimulăm funcțiile cumva. O altă informare avem de la subsemnat Ardelan Maria, din orașul ajuns la Copăcești, în Bovoare, locuiește într-un vagon. Acea suprafață din teren este a unui proprietar, e o proprietate privată. Asumat o să îi elibereze, să scoată acel vagon din proprietatea privată și avem două posibilități. Una în obor și una lângă obor, am înțeles că mai este o suprafață de teren care are acces, care avea acces pietonal pe acolo să intre. Întrebarea mea este dacă facem proiectul de hotărâre să muti femeia asta vagonul pe domeniul public, adică în obor sau lângă obor acolo pe terenul nostru, sau dacă nu-l facem și o dă proprietarul afară să-și caute locuință. N-ar rost să facem un proiect de hotărâre dacă nu suntem de acord să mutăm. Din câte am înțeles, că aia a dat în vagon, cred că când s-a născut. Da, da. Din totdeauna, da, da, din punctul meu de vedere. Cu vagon, cu tot. Din când e complexul. Da. În curtea complexului. Iar până la urmă ar accepta și o locuință socială la blocul 40, acolo maxim etajul 1. Pentru că are probleme cu picioare. Da. Dar dacă a trăit o viață întreagă în vagon, tot în vagon. Dar tot acolo ar trebui. Cel puțin condiția de garsoniera. Să o mutăm de acolo. Mutăm gardul, adică îți mutăm pisica. Da, ca am făcut cealaltă. Altă spre strată. Spre strată. Ea sunt stângă așa. Deci ce mai faci? Da, da. Chiar vreau să mă fac la voi. Nu spuneți la voi. Da, voi. Da, voi. Păi nu, noi oricum o să-i facem, dacă sunteți de acord, în urma unui proiect de hotărâre, să facem un contract și închiriere asupra feței respective, o să plătească femeia din dispus, să-ți plătească... Da, nu am să facem nu, nu, ia, putem 2 metri la stânga. Din mare lucru. Din gola, 2 metri de aia, are utilități, are tot și o să-l fac acolo la strână. E bine tot acolo. Ai contract, da, ai contract. Iar teoretic ar trebui mutată să păstreze același contract la utilitate. Deci supunem la vot dacă sunteți pentru inițierea unui proiect sau nu. Da, da. Da. Are, are. Am o întrebare dacă v-ați terminat de vorba. Nu a plecat domnul director, dar ce sala asta de sport, când, care e viitorul, prezentul lor? Viitorul apropiat. Am câștigat în instanță. Am câștigat în instanță. Am făcut un proces verbal din preoare a sălii de sport. Am preluat-o. Cum am preluat-o? Am făcut adresa la CNI. Dar am câștigat în instanță, că nu știu. Deci, investiția a fost dusă până în punctul respectiv. Cu degradări, nu mai poți să mai discutăm din anul de acum 5 ani de zile cât s-o degradam și până la o rămâne să vadă o expertiză. Noi, ca să transferăm, acea investiție a fost începută din Ministerul Învățământului. Din Ministerul Învățământului, în momentul de față, nu se mai ocupă de investiții, se ocupă de probleme educaționale. Acum, Ministerul Dezvoltării preia tot ce înseamnă investiții prin, la nivel național, prin PNRR sau prin Compania Națională de Investiții. Am din PNRR, la Ministerul Dezvoltării, nu s-au finanțat nimic ce înseamnă sală de sport, au mai rămas CNI. S-au depus documente la CNI și așteptăm să vedem când se vor prelua și ce documentații ne mai trebuie să facem noi, expertize și alte minute în continuarea investiții. Ei, noi am preluat ca să predai, trebuia să cheam asta. E, ca să ne ducem la CNI, să spunem că avem o sală de sport făcută 70% sau 80%, că e greu să spun procentual. Eu spun procentual doar valori. În punct de vedere al valorilor. Acum nu știu dacă valorile mai sunt reale. S-a întâmplat să modificat. El n-a vrut să ne predea lucrarea. El are contract. Constructor. El adică constructor. Constructor. Nu, de aproape. Se cerți într-un. Da. Nu ne-a predat-o că el are contract și vrea să continue lucrările. Nu avem finanțare. Nu mă interesează, nu. Contractul e expirat.
L-am dat în judecată ca să ne predea. Așa, la stadiul lucrărilor, la stadiul care este. Neavând nicio sumă de achitat, neavând nimic obligație din noi față de noi. La urma raportului Curții de Conturi, noi am contestat o sumă acum câțiva ani de zile. Ei, am câștigat pe el în instanță, am avut dreptate, ne-am blocat conturile și luau bănuții. Deci suntem mizeri din punct de vedere financiar. Am dat în judecată să ne predea investiția, am câștigat procesul. Ne-a predat investiția, în schimb am primit investiția, cum e așa, doar n-am intrat în sală ca să preluăm custodia, care face parte, cumva, e alt obiect al discuției. Am preluat sala de sport, dar fără custodie. Dacă dumneavoastră nu ne predă cheile, nu pot, degeaba am predat cheile, el a fost să mi-a trimis cheile prin poștă, eu nu le-am luat, dacă eu iau cheile prin poștă, știi? Dar vreau să vă explic eu modul ăsta de predare, primirii, să vă zice și vreo. Mi-a predat cheile prin poștă, nu am zis-o corect, l-am trimis înapoi. Tot așa, am jucat ping-pong, l-am căutat de nu știu câte ori. Ce să vă mai spun, săptămâna trecută am înțeles că domnul primar l-a blocat prin trafic, a spus că nu răspunde la telefon nici mingi domnul primar, spune și a schimbat numărul de telefon. Dar în hotărârea judecătorească nu există și în mod expres chestia asta, că trebuie să preda... Ba da, trebuie să predea și în custodia este inclusă inclusiv la predare. Și nu, deci ai făcut o predare parțială. Eu sunt mulțumit cumva parțial că am luat investiția așa că am putut măcar să fac demersurile mai departe. Dar dacă dumneavoastră nu o să pun în aplicare hotărârea judecătorească așa cum ea până la capăt, sunt nevoit să fac o executare silită. Pentru că nici nu facem. Că nu stăm să... Adică tot am stat, m-am rugat el odată, două ori, trei ori, am văzut că acum eu consider cumva și rea părinții, din punctul meu de vedere. S-ar putea să greșesc să fiu eu... Nu, cred că greșesc. Dar îmi asum cam ceea ce spun. De asta urmează pentru o executare inserită prin produsul din custodii, dacă sunt produsul din acolo. Și sunt conforme, materiale respective, sunt conforme. Ceea ce eu cred că știu cam ce problema la care are, sunt niște rigi. Rigiul ăla a costat în Dumnezeu la 5-6 ani de zile, clar că nu avem ce face pe el. În procesul verbal de predare, când așa, dumneavoastră s-a angajat că în condiții normale, că produsele vor fi, nu-i vina mea, că trebuie la 6 ani de zile. Deci executorul va stabilit. Deci era stăpân, putea să-și iasă și îi pună... Da, nu mai ne-am iau ok, nu mai... Da, nu-i treaba asta. Am putea să depozitez în condiții normale, dacă acolo nu pot, au fost lăsate, pentru că pereții laterale nu sunt ghiși, ferestrele sunt puse, dar nu sunt geamuri la fereste, și clar că cu o intrare zăpadă, cu vânt, ploaie, diferențe de temperatură ca afară, România. Da, da, eu zic că ne continuăm, că nu stăm la mâna unui... E imposibil să stăm așa, pentru că sigur n-o să ajungem la niciun... E cum mai de asta, și ia vine iarna, iară să... Da, oricum, nici noi în momentul de față nu avem răspunsul la cine ei, noi trebuie să ne apăcăm de treabă. Asta o să ne ceară la timp respectiv, dar... Ce înseamnă mila? Hai să-i dai să convert un adivinat. Dar trebuie să te uiți cum în spate. Ce a construit? Păi a construit procuratura, care a dus civil în mare impunătoare. A construit taxe și impozite, care era la gaz. A dus și urmață ce construcții. Așa. Și nu știu ce-a mai construit. Și-a mai dus în autogadă sau ceva, pasaje subterane. N-am de unde știu eu, exact. Dar am văzut rezultate. Deci, primăria, cel puțin, a avut mare curaj de a de a făcut construcții. Casa dânsului. Da. Poate a trebuit pentru a consolida echipa de fotbal, locomotiva a ajuns sau ceapul a ajuns cu echipament și cu mai multe de soase. Da, 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 da,
Deci, n-am vrut să intru într-o discuție, într-o discuție așa cu domnul director, să vă explic și eu câteva lucruri. Nu vrea să mai mult de două minute. Stimați colegi, foarte frumos a vorbit domnul director, în mare parte are dreptate, dar ați văzut cum a început discursul. Nu ne-ați ajutat, domnul primar nu a ajutat, Consiliul Local nu a ajutat. Stimați colegi, 20 de miliarde dacă îi dați anul ăsta și noi dați 100 de lei la anul, suntem în aceeași discuție, adică. Vă rog să analizați foarte bine. Să dați Dumnezeu să aveți 10 echipe noastre, nu una. Dar este foarte urât felul cum se poate. Deci, nu știu dacă ați sesizat. Eu am sesizat felul cum s-au... Nu ați făcut noi. Deci noi n-am făcut. Cum a funcționat acel CSM ajut atunci dacă n-a făcut primăria nimic și Consiliul Local? Păi a fost făcut acel CSM și primărie și Consiliul Local. Cum a funcționat? De buzunarul lui. Eu n-am vrut să intru într-o discută cu totul, pentru că după aia încercam să mai deschideau și alte contribuții. Și mai este un principiu fundamental. Finanțatorul decide. Dacă eu îți dau bani, eu, Consiliul Local, da, fac acest efort, apoi eu decid numele, condițiile în care de ce se nu faci tu regulile, așa cum vrei să spui. Nu știu de ce se chemi mare, că vai, asta este. Nu. Este finanțată de CSM, de Consiliul, Consiliul... Consiliul decide. Așa e normal. Să fie un cont. CSM-ul este urât și pare bine că a intervenit și domnul Catana cu referitor la chestia. Dar bă, ați luat să vină și la Balș. Au fost foarte mișcă la Balș, domnul. Bă, o dar... Au văzut, nu vă supărați, eu chiar vorbesc serios. Nu vorbiți serios. Dacă vă place să vorbiți, pe lângă nu vorbiți. Este o formă de adresare a domnului director imperativul, că nu suntem mai cu regele Mihai să stăm drept sau cu Ceaușescu. Nu este normal. Până la urmă suntem Consiliul Local, vrea să respecte bine, nu vrea să respecte să-și facă echipul la Colegiul Național Vot. Nimic de spus. Și-a făcut ca adres. Nimic. Foarte mic a făcut. A luat bani cu ceea ce a făcut. A luat bani. De ce a plecat 500 de la club? Băiatul dumneavoastră a fost profesor la club. A plecat de la club și a rămas în clubul fără antrenor. Și anul trecut a fost dus clubul de mine fără bani. N-am încasat un leu. Și a fost, clubul a fost calificat până la semifinal. A, puteam ieși campion național. Păi și România putea să iasă în 94, până aici. Adică nu mai discutăm pe lângă. Deci, vă rog tare mult, Comisia Economică să analizați și să-ți discuți cu alți colegi. Dacă îi dăm 20 de miliarde, deci vreau să se facă nu echipă, 10 să facă. Ca să duci ce știi fotbal, o să intervină după aia să zică, dar la fotbal le dați 10 miliarde, mie îmi dați 100 de lei. O să intervină și tu de asta. Analizați foarte bine, că nu-i chiar cum spune domnul director. Trebuie să nimeni nu este de mine. Mișcarea sportivă în adânc este necesară. Am spus-o întotdeauna. Dar nu trebuie să legăm această activitate de un anumit om. Generațiile se schimbă. Iată, de exemplu, i-ai fost elev. Acum ești arbitru național sau internațional, că te-am văzut la... Trebuie să aștept. Deci schimbul generațiilor. Asta este firesc. Și eu voi fi înlocuit de alții, și dumneavoastră, și tot așa. Dar de exemplu, știu că asta este principiul. Poate să facem un reghemeat, de exemplu. Și eu voi fi înlocuit de alții.